În aceste 3 minute cât durează videoclipul, aș să vă prezint câteva elemente care sunt necesare pentru a crește valoarea grădinii și, bineînțeles, a casei în cazul în care vrem ca să vindem această casă. Elementele pornesc de la intrarea în casă, unde avem paviment splitat gri, antichizat. Tot acolo există și o pergolă din lemn stratificat, stânga-dreapta cu buxus și, bineînțeles, câteva plante cu coloristică pentru a avea pe tot cursul primăverii și verii culoare în grădină. Trandafirii cățărători pe spalierile de la gard pentru a-i stompa un pic gardul. Aici există biroul de acasă a beneficiarului într-un bol de sticlă. Lângă el este un leagăn unde se poate sta și să te odihnești. În colțul din partea dreaptă o să vedeți că se află zona câinelui și acea cascadă cu 4 curgeri de apă într-un mini iaz unde sunt poziționați și câțiva pești. Aceasta este terasa. Deasupra există un plexic transparent UV ca să țină în loc de ploaie și de umbră. Beneficiarul a dorit ca să se răcorească și a acceptat un ciubăr în partea de centrală a grădinii din spate, care poate fi folosit și în timpul verii și poate și iarna, pentru că există un sistem de încălzire la el. Aceasta este terasa de care vă spuneam. Plante viu colorate, care sunt pe tot parcursul anului. Iar în partea din stânga am ales ca să pun foișorul unde se poate lua masa împreună cu prietenii sau cu familia. Există și un grătar. Am încercat să vă arăt din mai multe unghiuri această grădină ca să puteți să vă dați seama mai bine de ce sunt puse elementele în ordinea aceasta. Deci vedeți că sunt câteva elemente, nu sunt foarte multe. Ținem cont că avem acest foișor, ciubărul respectiv, care este central, avem și acest grătar, zona continuă cu terasa, plantele se văd foarte bine și cascada respectivă. Dacă doriți ca să mai vedeți și alte elemente în cadrul proiectelor pe care le-am postat pe canalul meu de YouTube, aveți un link în descriere, puteți să intrați și să vizualizați și celelalte proiecte care sper să vă aducă câteva elemente care sunt necesare pentru viitoarea dumneavoastră grădină. Eu vă mulțumesc și vă aștept să vă abonați și veți fi notificați de fiecare dată și veți vedea proiectele mele pe Proiect Grădină, canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc!